Da, și bine v-am găsit la primul meu vlog. Nu știu cum o să iasă, dar să sperăm că o să iasă bine. Deci, acum nu se vede, dar acolo e bicicleta. Acolo e bicicleta mea. Imediat mă duc să-l iau, numai că vreau să vă arăt ceva. Aici as capre. Oh my god. Domnul. Sau doamna. Mi-ai primit? Și tu? Ce faceți? Ia bă. Nu cred că o să se vadă. Da, se vede puțin. Salut! Vorbiți? Ăștia nu vorbesc. Acolo e Digo. Dacă vă întrebați unde -s. Locuiesc în sat mare. Am 14 ani. Fix. Ei, au ceva. Dar nu știu ce. Nu nimic. Locuiesc în sat mare. Am 14 ani. În decembrie împlinesc 15. Am o față puțin proastă. M-am venit la școală și direct am pus geanta și am zis că hai că vin aici, că mă dau puțin la vale. Cubița. Oh, scuzați-mă. Că l-am ce face. Mă duc pe Digos. Pe domnul Digos. Îți pedic deja. Ha. Hai că ne băgăm tot în față. Nu mergem cu viteză, că suflă vântul. Iai bă, nașpa. M-am oprit fix în mijloc. Oh my goodness. Am zis că am făcut pe ea. Da. No, îs pasionat de parcur. De sporturi extreme, că nu mai bate soare, că te bat, bat eu. Ce-am vrut să zic? Îmi place să risc viața, adică sporturile extreme, cu bicicleta, cu trotinetă, am și trotinetă, am și skateboard. Facebook-ul meu o să-l găsiți în descriere. Nu știu de ce mă grăbesc, dar plin de muști. Oh my goodness. Vouă nu cred că se aude, dar dacă ascultați foarte bine, se aude someșul. Sunt fix lângă someș. Și cred că nu o să vă, o să vă arăt dacă mi se mișcă. Oh my goodness. Uitați-vă. Acolo este sumeșul. Acum nu cred că merem iar pe dig. Mă întorc aici. Fată frumoasă. Nice, good job, man. Mă joc ce sigur. Dar poate în vacanță de vară o să-mi cumpăr mai multe jocuri. O să mai fac al doilea vlog. O să fie cu încă un prieten de-al meu de pe stradă. Și o să-mi promis că o să facem. Adică vă promis, vă promit și voi. Vă promit și la voi. Că dacă strângem like-uri, o să fac provocări nebune. Și dacă vă place, ziceți și la prieteni, dați un like, share și abonați-vă. Poate, dar nu sunt sigur. Filmez și, dar mai mult filmez și eu singur. Filmez și cu prietenul meu. Să vă zic, îl cheamă Andrei. Acum nu știu unde e, că n-am vorbit azi cu el. Cred că ieri. Ieri n-am vorbit, că ieri a fost ploaie mare. La noi inundație. Și mai ce cald e. E vreo 40 de grade sau cât e afară acum. Dar foarte, foarte, absolut foarte cald. Eu, dacă s-ar putea, dacă era un bazin aici, m-aș băga în el. Am întrebat ce zic, da, m-aș băga în el, da. E foarte, absolut foarte cald. Dacă nu v-am zis.
Da, cred că v-am zis că locul este în satul meu, nu? Nu știu. Am uitat. Dar... Acolo, acolo, am văzut ceva. Bă, aici e plin de muri. Eu merg cu... Nu cred, da, acolo e bidonul. Și eu mă duc așa. Oh my god. Ia vișine. Domnul vișine. Nu le-am mâncat. Am avut aparat dentar. Dacă e bună are asta. Uitați. Are. E roșu, roșu. Foarte bun. Dar l-am aici. Să-l mănânc? Sau să-l nu mănânc? Oh my god, mi s-a văzut. Ia, a filmez din partea asta. Oh my god. Asta foarte nașpa e. Oh my goodness. Bă. Foarte, foarte nașpa. Dar mai sunt. Este și încolo în copa. Nu știu, nu știu cine locuiește aici. Nu cred că locuiește ceva. Poate o să fac mai multe și challenge-uri cu Andrei, dacă deci vrea și el, o să facem și challenge-uri. Dar în satul mare nu am văzut la nici, absolut la niciun magazin, supermarket, cum zice și voi, magazin. Eu zic magazin, no, n-am văzut Jerry Binks, adică babele alea, micuți, atât de micuți, oh my god, eu cad aici. M-am dus în copac. Sorry. Deci bomboanele alea micuțe, care unul are un gust de ciorapi și celălalt are gust de, nu știu, banane sau nu știu, ciocolată, mâncare de câine și de genul. Vomă. N-am găsit absolut în tot orașul. Orașul nu-i mare, dar n-am găsit. Nu știu, dacă vreți scrieți ce challenge-uri sau ceva, ziceți voi, Q&A dacă facem, dacă vreți, orice, dacă vreți, să ne ziceți, dacă e de acord și Andrei, o să-l facem. Deci, eu acum vă las, atâta a fost primul meu vlog, să sperăm că o să vă placă, dacă vă place, like, share și... abonați-vă și zice și la prieten dacă vă place. Bine. Eu am fost Thomas. Ne vedem data viitoare. Bastul lume, ciao.